zăvăt? Merg. Să vedem cu cine. Cu cine? Cu cine. Păi nu sunteți sigur cu cine să votați la referendum? PSD-ul. Cum votați în primul rând? PSD. Ce PSD-ul, mă? Ce are? Da. Biserica. Da. La biserică. Da, merg la vot, în primul rând, pentru viitorul la copii. Eu nu înțeleg sensul. De ce? Pentru că la noi nu s-a văzut așa ceva până acum. Nu cred că suntem în... Nu cred că e necesar. Dar asta ar trebui să dezbat alte chestii mai importante și apoi, dacă se rezolvă mare parte din problemele care le avem în țară. Având în vedere că în unele sate sunt copii care nu au unde să învețe școli. Astea sunt mai importante, școlile, nu homosexuale. Și ei sunt oameni, le dau și lor dreptate, că ar trebui și lor să li se ofere un drept, dar mai important în țara asta sunt școlile și spital. Eu așa consider. Adică ce ați înțeles așa despre ce e referendumul ăsta până la urmă? Eu nu-l înțeleg nimic, nu-l înțeleg. Oh, dar vă duceți la vot. Păi spune Mata. Cum să nu înțelegi? Ia spune Mata, da, luați interviu. Omul cu femeia. Se căsătorește omul cu femeia. Așa. El al șere, să nu, moară de om cu om sau femeie cu femeie. Om cu femeie. Asta este. Zice, nu știu, uitez că mamă și tată. Păi da. Că dacă înfiază, cui îi zice mamă? Care-i mama? Așa este. Omul cu femeia. Da. Asta este. Noi suntem împotrivă. Împotrivă. Dar de ce sunteți împotrivă? Fiindcă nu-i frumos. Nu-i frumos. Normal, om cu femeie face un cuplu, nu bărbat cu bărbat. Ei nu poate să producă copii, nu poate, sau femeie cu femeie. Nu, dar urmăresc la televizor. Și e și normal, omul cu femeia, că așa a lăsat Dumnezeu. Da, nu, doamne, da. Aveți ceva împotrivă la ceilalți? Da. Păi de ce? Om cu om? Păi dacă n-a lăsat Dumnezeu așa, cum să faci treaba asta? Pe timpul lui Ceaușescu erau arestați. Da. Erau arestați, da. Și nu le dădeam. Eu aveam un desen, lucra acolo. Acum, la Brăveni. E... Și de ce ăsta, domnule, inversiuni sexuale? Și votez, da. No, în Oriaș le transmitem, tot timpul am transmis și duminica trecută, le-am transmis să meargă la vot, să voteze cu da. Speranțe sunt, mai că sunt și lucruri care se întâmplă acum. Se pare că lucrează și satana. La biserică nu știu, că nu mă duc la biserică. Dar s-a întâmplat la televizor, ce spune și la televizor. La probabil și la biserică, dar nu am timp să mă duc. Da, ne-a zis la biserică în primul rând, ne-a informat, da, ca să fim de acord în primul rând ce e normal, ce între un bărbat și o femeie, nu alte necazuri, ce la ei acolo, unde au venit ăștia cu ideile lor. Omul cu femeie. Câine de ce nu se cuplează? Da, a? Decât câine cu cățea. Om cu femeie. Da. Și ceilalți ar trebui să aibă și ei niște drepturi, nu? Păi care? Cum să n-aibă? Ăștia homosexuali? Răzuiți! Nu, răzuiți după fața pământului. O să fie mai... Dați la o parte, omul. Eu așa le... Să fie o comunitate, ale lor, să trăiască într-un alt sat, într-un alt comun, într-un oraș al lor. Cine le-a dat dreptul ăsta nu e normal. Nu e normal. Cine le-a dat dreptul om cu om, femeie cu femeie, nu e normal. Tot Dumnezeu le-a dat dreptul. Nu cred eu că Dumnezeu. Bă, o face ei din capul lor. Până vă găsi, este? Dar dacă ați avea, nu știu, să zic pe cineva în familie care ar fi homosexual, ce-ați face? Ce-aș face? I-ar pune bolduri în ciorbă. Nu, dar i-aș da sfaturi, i-aș explica că nu e normal, așa. Ar trebui și ei să aibă niște drepturi, ce ziceți? Da, împușcați. Serios, sunt pușcați. Nu sunt extremist, pentru că nu e normal. Dacă Dumnezeu a zis într-o femeie să clădească un copil între o femeie și un bărbat, nu înțeleg să ferească Dumnezeu așa ceva. Dă necazuri de astea. Sunteți credincios așa, bărbat? Eu sunt, Doamne ajută. Om cu femeie. Asta e normal. Să-i breșe pe ea. Ei, lasă. Nu sunt de acord. Nu. Ia strânge așa de cât. Una. Z. Nu se poate. Așa ceva. Întrebarea este puțin mai... Nu înțelege toată lumea cum stau lucrurile. Fiindcă nu face un lucru direct la întrebarea asta. Să se lege de bărbat și femeie. Măcar să pună fi pus în paranteză. Toată lumea, nu vorbesc de acel din vârful muntelui, știe el așa ceva?
nu știe ce înseamnă, poate nici Constituție nu știe ce înseamnă. Dar poate, mă rog, se va rezolva. De ce nu spune exact cu modificarea fața de familie pe buletinul de vot? Pentru că am văzut buletinul de vot ce e și nu mi inspiră încredere că se referă fix la modificarea acelui articol din Constituție. Nu, chiar partidele nu trag pentru popor, am observat în mare parte. Trag pentru ei. Și biserica? Biserica... Tot la fel, cred. Depinde tot. De cine oferă mai mult. Că am observat că biserica în ziua de azi în România nu e doar pe religie sau pe credință, e pe vânzare. Dar... Da, mergeți la referendum? Nu. Ce a făcut, tot așa vă face. Așa e țara noastră și așa va merge cât vom trăi. Eram acasă, nu merge. Asta. Cu ce? De ce? Între și între. Între? Eu ești rumoră pe ăștia, mă. Ori îi trebuie femeie, ori îi trebuie bărbat. Ce e ai? Păi da, dar sunteți credincioasă? Da, sunt credincioasă. Păi nu prea mă duc la biserică. Mai bine viu aici, așa. De la muncă, beau o bere, mă duc acasă. Ce să ne spui domnul preot? Ce ziceți, vă duceți? De ce? Că nu sunt, eu sunt contra. Deci nu vreau ca doi bărbați să se munească. Ce e? Păi da, dar referendumul ăsta pentru ce? Nu e pentru asta? Adică contra. Da, merg atunci, dacă e contra. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Eu sunt familist și nu sunt de acord cu chestia asta niciodată. Păi atunci de ce nu mergeți la referendum? Păi dacă ei o vrea așa, îi obligăm noi să nu facă așa. Face tot ce-i taie cap. Unde dracu a văzut femeie cu femeie și om cu om? Când așa Dumnezeu a lăsat. Ce scrie în Biblie? Am văzut dezbaterea, că mă uit pe România, aia este postul meu preferat, când mă uit. Acolo poate să spune multe lucruri și adevărate și mai puțin adevărate, dar aproape 90% adevărat. Spune numai realități. Păi de la Dan și de la Roman, ce s-a lăsat? Om și femeie, nu? Cum aici e popor român? Vă întreb pe dumneavoastră, tineretul care poate nu știți istorie. Homosexual e treaba lor, asta e religia lor. Sunt niște oameni, eu așa consider, să mă scuzați de expresie, niște oameni care nu gândesc ceea ce face sau poate are o boală. E o boală, eu cred că e o boală asta la unii care face așa ceva. Trebuie să mergem toți, doamne, ca să nu-i pe placul Domnului să soare femeie cu femeie sau bărbat. Dumnezeu a lăsat să căsătorească bărbat cu femeie. Nu, noi suntem contra ca să acceptăm legalizarea căsătorii bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie. Dar știți că, potrivit legii actuale, e interzis. În codul civil, căsătoria între bărbat și femeie. Da, e interzis între bărbat și femeie între femei. Da, la noi, de aceea întrebarea e, credeți că e... Avea rost un referendum dacă în lege deja e trecută interdicție? N-avea rost, dacă e obligația mea de sus. E obligația, suntem în Uniunea Europeană și să luăm și părerea românilor. Mergeți la referendum sâmbătă? Nu mergem. De ce? Mulțumim. E prostie omenesc. De ce să mergi la proști? Mergeți la referendum sâmbătă și... Nu. Dar treabă. La referendum? Da, bineînțeles. Da? Da. Și cum votați? Ce ziceți? Da, bărbați și femei. Și cu asta e clar. Dar știți că și acum e interzis să căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Da, și cu atât mai bine. Deci mă duc și votez, da. Mi se pare corect și normal. Nu, eu habar nu am. Nu sunt la corect cu asta. Băi, așa nu știu. Nu știți despre ce e vorba? N-ați văzut la televizor, pe Facebook, nicăieri? Nu? Nu. Că nu prea ne interesează pe noi chestiile astea. Oricum, și cu asta și fără asta, țara asta tot o să ducă. N-are niciun viitor. Deci, cu cine ne comunicăm? Și banii ăștia de cheltuit așa, vedem în bugetul țării. Toți popii fac propaganda, da, dracu. Și se vede ce filme porno dau în biserică. Da? Sunt normal că mergem, da. Da. Dar mi se pare o temă... de
actualitate pentru România acum? Nu neapărat, dar dacă tot au pus-o în discuție și s-a hotărât să mergem, mergem. Nu că suferim de neapărat de referendum. Cred că sunt niște bani în plus, așa e crezut. Mai bine referendum pentru altceva, nu pentru asta. Să nu se legalizeze căsătoria între doi bărbați sau două femei. Dar știți că nici acum nu sunt legale. Păi tocmai, nu vreau să se legalizeze. Păi nici acum nu sunt astăzi. Păi... Treaba e secretă dacă e vot, nu? Da, dar oricum mergem, da. Și suntem pentru familie. Familie, bă, da. Dar nu că suntem contra la ceilalți. Fiecare își alege opțiunea. Da. Să facă ce vor dânsii acasă, nu în public. Atât mă deranjează. M-ar deranja. Bine, n-am văzut până acum, dar nici nu vreau să văd. Sunt un la modul ăsta, observator, dar părerea mea, în loc de referendumul ăsta, că oricum fac ce vor, deci chiar dacă le interziști tu să nu să facă, să nu facă nimic, ei tot fac, așa că e degeaba. Sunt niște bani cheltuiți care mergeau, dacă tot le vrem bine la copiii noștri, mergeau la copii. Și gata. Nu știu, interesul eu cred că vor să mușamalizeze altceva, deci cum a fost și cu asta a justiției, cu legea justiției, ei vor să o pună pe asta, referendumul, pe prim plan, ca să luăm noi ochii de la legea justiției. Ca să nu-ți dai seama când faci ei schimbare. Asta e părerea mea. E despre PSD, referendul ăsta? Nu știu. Nu? Nu. Și o să fie mai bine după referendum, ce ziceți? Nu cred. Să fie mai bine. Poate să fie mai prost. Păi de ce?